În data de 14 martie, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava a găzduit un eveniment deosebit, atât pentru interpretul de muzică populară Călin Brăteanu, cât și pentru admiratorii folclorului bucovinean. Spectatorii au umplut sala mare a acestui edificiu de cultură cu mult înainte de începutul spectacolului folcloric Ia-mă în brațe, Dorule, prilejuit de lansarea albumului cu același nume al interpretului Călin Brăteanu, realizat în colaborare cu ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Lansarea albumului, care cuprinde 18 cântece culese și bine structurate de interpret din folclorul păstoresc, din folclorul de nuntă, cu cântece de dragoste și dor, a mai prilejuit iubitorilor de folclor întâlnirea cu virtuoșii instrumentiști Leonard Zamă, Alexandru Havriliuc și rapsozii Doru Farcaș, Liviu Țăran, Mircea Țâmpău, Romeo Grosu și Taraful din fundul Moldovei. Spectacolul a fost prezentat de Andrei Bărbos, directorul Casei de Cultură din Baia Sprie, județul Maramureș, care este prezentator de emisiuni folclorice, dar și interpret de folclor autentic, care a apreciat foarte înalt evenimentul și a menționat că publicul a avut fericirea să asiste la un spectacol care a ieșit din stereotipuri, din spațiu public și a prezentat o restituire a folclorului autentic. Este extraordinar în aceste vremuri când cultura tradițională parcă e dată un pic la o parte să asistăm la un proiect inedit de valorificare a culturii tradiționale bucovinene. Practic, prietenul nostru Călin Brăteanu ne-a invitat la un demers de redescoperire a unei zestre de spirit. Cred că din vatra satului, de unde s-a născut cântecul, jocul și spiritualitatea bucovineană, interpretul Călin Brăteanu a reușit să aleagă nestemate. Dacă astăzi a sosit aici și Bucovina prin reprezentanții săi culturali, este cu atât mai fericit această înfrățire în gând și în trăire românească. Felicitări tuturor deopotrivă! Licențiat în științe economice și artă muzicală, Călin Brăteanu acoperă prin activitățile pe care le desfășoară în cotidian domeniile muzicologie, management și marketing cultural, organizarea de spectacole profesioniste. Se remarcă prin promovarea folclorului bucovinean și a conceptului Balul Gospodarilor, manifestare complexă de valorificare a folclorului muzical coreografic și a costumului popular din județul Suceava. Interpretul și șeful Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din cadrul Centrului Cultural Bucovina, Călin Brăteanu a lucrat peste 4 ani la acest album cu cântece autentice culese personal din vatra satului, apreciate foarte înalt și de primarul Sucevei Ion Lungu, care i-a acordat interpretului o diplomă de excelență, ocazie cu care edilul sucevean a mărturisit. O să vă spun că am dansat la sute de nunți pe muzica lui Călin Brăteanu și-l iubesc. Spectacolul a fost structurat în 4 tablouri, fiecare cu un specific aparte, semnificând momente importante din viața autentică a satului de altădată. Primul tablou, intitulat De dragoste, cu multă iscusință a pregătit spectatorii pentru următorul tablou, momentul hotărător din viața omului, nunta. Dansatorii ansamblului Ciprian Porumbescu, împreună cu gazda spectacolului, au introdus publicul în atmosfera unică a nunții. Una dintre preocupările țăranului de altădată, păstoritul, a fost evocată printr-o suită de cântece și piese instrumentale. În cadrul acestui moment artistic au evoluat ilustrii rapsozi. Tot în cadrul acestui tablou, renumitul instrumentist Leonard Zamă, în aplauzele publicului, a susținut un mini recital la câteva instrumente aerofone. În cadrul aceluiași tablou, dansatorii veniți din satul Sfântul Ilie au intrat în scenă cu jocuri bărbătești. Ultimul tablou a subliniat conviețuirea interietnică din Bucovina, cu dansuri ale minorităților ucraineni, polonezi, unguri, nemți și evrei. Acest moment a fost cel mai gustat de public, dansatorii suceveni demonstrând o coreografie de zile mari, dar și orchestra a fost la cel mai înalt nivel. Ca să faci ceva deosebit, trebuie să ai persoana respectivă. Persoana respectivă fiind Călin Brăteanu, foarte documentat, efort, muncă, responsabilitate față de neam, în primul rând, față de folclor, că practic noi am preluat de la moși, strămoși și am stilizat un pic, l-am adus și l-aducem cât putem mai sus.
O diplomă de excelență la sfârșitul spectacolului din partea membrilor Centrului Bucovenean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, care este foarte mult susținut și promovat de către Călin Brăteanu, dar și din partea publicului cernăuțean, care foarte mult apreciază talentul, profesionalismul și râvna lui în valorificarea tezaurului muzical folcloric și tradițiilor din Bucovina, a fost înmânată de președintele acestuia, Iurie Levcic. Am mai adus și o diplomă din partea Consiliul Director al Centrului Bucovinean de Artă, o diplomă de excelență pentru domnul Călin Brăteanu pentru contribuția deosebită la renașterea tradițiilor naționale, valorificarea tezaurului muzical folcloric național din Bucovina, pentru ampla activitate în sprijinul asociațiilor național-culturale românești din nordul Bucovinei și pentru promovarea culturii românești în afara granițelor țării. De asemenea, diplome de excelență din partea Centrului Bucovenean de Artă au fost oferite rapsozilor bucoveneni, precum și instrumentistului Leonard Zamă. Totodată a fost lansată și invitația de a susține acest spectacol extraordinar, Ia-mă în brațe, Dorule, inedit ca formă de concepție și prezentare în cadrul acțiunilor culturale organizate de Centrul Bucovenean de Artă din Cernăuți. Impresiile despre acest spectacol, despre această sărbătoare din această seară, pe care l-am sărbătorit, să zic așa, împreună pe interpretul Călin Brăteanu și nu numai interpretul, putem să spunem că este și un rapsod popular, un creator. Sunt foarte mari și profunde datorită faptului că a prezentat toate zonele și subzonele județului Suceava, tot ce ține de zona Bucovinei. Eu mă bucur foarte mult că am putut să iau parte. Pot să spun că mie cu mătru, de ce nu? Suntem și prieteni și colegi și mă bucur că există în viața mea și nu numai în viața mea, cred că și a publicului și a dumneavoastră de la Cernăuți, un om ca, așa ca Călin Brăteanu. Cred că trebuie să-i mulțumim nu numai noi, toată lumea, pentru aportul adus promovării culturii, tradiției și cântecelor noastre populare. Un moment frumos din viața mea. 4 ani de muncă materializați într-un album personal, un album muzical. În această seară, un spectacol pe care l-am susținut alături de profesioniștii ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, alături de rapsozi și de nume mari ale folclorului din Bucovina. O seară în care am avut bucuria de a primi salutul fraților din regiunea Cernăuți și le mulțumesc din toată inima. Să fiți iubiți, oameni buni, împliniți și împăcați cu viața. Doamne ajută și să ne vedem cât mai des cu drag! Dintr-o casă, dintr-o casă, în altă casă, oi dușiura rălează, și-am se duc gândușa bun la neam din omen. Dintr-o casă, dintr-o casă, în altă casă, oi dușiura rălează, să traim cum să cuvinim cât om și mii lumii. Ne-am unii și-l românesc, ai dor și dorul ei, cum o drag am să-l slujesc și-ai măi dorul ei. Să și-i mândru din lume, hai dor și dorul ei, și cuvânt deasus în lume și-ai măi dorul ei.